Adică cam 55-60% dintre oameni vorbesc rusește, nu înțeleg, e ceva de genul mentudo. După care oamenii de acolo care vorbesc limba română simt alături de noi, vor să vină România, vor să stabilească aici, din păcate cozile la consulatul românesc sunt de vreo 2 luni, cam așa, cam atât durează să-și ia viză, pentru că acum mai nou să intre România cu viză, exact cum aș pleca eu în Statele Unite, deci ceva de genul ăsta. Alături de Altes Records și de băieții de la Noi Hooligan, pe care vreau să-i aplaudați, fac o chestie excepțională. Este pur și simplu ceva înălțător să vezi niște oameni care cheltuie bani, timp pentru o cauză. Nu știu dacă pot să ne ajute pe noi cu ceva, pentru că unirea asta mi se pare imposibilă mie personal, măcar cultural, să fim uniți. Seara asta am adus niște trupe care am considerat noi că sunt reprezentative pentru momentul în care ne aflăm. O să începem cu ceilalți și cu Ibu, pe care o să-i invit acum pe scenă. Ca și cireașe de pe tort, avem o trupă direct de la Chișinău, e vorba de Hooliganii. Un pic de zbogos pentru ei.